Oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul că la nodul rutier A1 cu A6, kilometrul 458, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Conducătorul autoturismului continuându-și deplasarea pe A6 înspre municipiul Lugoj. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au reușit oprirea și identificarea conducătorului auto, respectiv un tânăr în vârstă de 27 de ani. Tânărul a fost oprit la ieșirea de pe A6 înspre centura Lugoj. În urma testării cu aparatul etilometru, acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, în urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. În urma controlului, efectuat în interiorul autoturismului, a fost găsită o pungă cu conținut de substanțe vegetale susceptibile de a produce efecte psihoactive. Acestea au fost ridicate și sigilate, fiind trimise către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor psihoactive, precum și deținerea de droguri în vederea consumului.